fiți credincioși și credincioase. Atunci s-a hotărât ca să se dească aici această Sfântă Biserică și așa cum un copil care se naște și se pune o lume și când s-a născut această Sfântă Biserică s-a hotărât ca să poarte două hranuri. Hranul, primul hram este acesta de ansa a Sfântului Mucenic Pantelemonului și hramul cel de Doamne este a Sfântului Andrei cel întâi chemat la apostolie. Astăzi este Sfântul Mucenic, astăzi este Sfântul Mucenic Pantelemon, pe care noi îl prăznuim. Este hramul acestei Sfinte Biserici, este hramul spitalului nostru și am putea să spunem oarecum și hramul tuturor celor care intră aici să se roagă, cerând-te Maica Domnului, cerând-te Sfinții care sunt aici în ajutorul fiecare dintre noi. Dacă este hramul acestei Sfinte Biserici și slujba de astăzi a fost împodobită cu totul altfel, invitați fiind părinți de mai multe locuri care s-au sârguit ca să dea frumuseții, ca să dea frumuseții și totodată bucurie pentru noi toți de acest hram. Și apoi să lăudăm pe Sfântul a cărui hram noi îl putem, Sfântul Pantelemon. Să privim peste umărul timpului și să ne gândim cine a fost Sfântul Pantelemon. Sfântul Pantelemon s-a născut într-un loc anumit al Nicomidiei, în Asia Mică, pe timpul marilor persecutori împotriva creștinismului. Tatăl său era păgân, iar mama sa era creștină. De aceea, el a primit o educație creștină și a învățat toate frumusețele școlii de pe timpul său. De aceea, a devenit un tânăr frumos, discutit la multe lucruri și mai cu seamă fiind priceput în aceea a se ruga pentru cei bolnavi. De aceea tatăl său l-a dat la unul din mari doctori ai timpului de atunci ca să-l vezi. Și acest doctor la rândul său era și doctorul familiei celei imperiale, împărătești. În una din zile l-a luat și pe Pantelemon împreună cu el ca să meargă la împărat pentru a tămădui pe unii din slujile sale, din servitorii săi. Văzându-l pe Pantelemon că este un tânăr și este iscusit, a vrut să-l atragă pe el ca să fie închinător la zei. Și atunci Pantelemon i-a spus: eu cer în ajutor pe cel nevăzut, nu pe cei văzuți care la voi vă închinați adică la zei. Plecând de aici, Sfântul Pantelemon a rămas cu Duhul acesta, dar trecând prin anumit loc și acolo, locul acesta, era o căsuță măruntă în care se întâlneau creștinii nascunți pentru rugăciune, fiindcă erau persecutați de creștini, erau chinuiți pentru credința cea nouă în Domnul nostru Hristos, nu în zeii cei fără de suflet, ci nefiind adevărat. Aici el a primit o educație creștină și bătrânul de acolo l-a învățat: tu, atunci când vei ajunge mai mare și vei tămădui pe oameni, să-i tămăduiești chemându-l pe Dumnezeu în ajutorul tău, spunându-i numele Domnului cât mai des. Și atunci Pantelemon a ieșit de acolo cu gândul ca viața sa să fie închinată Domnului nostru Iisus Hristos și prin chemarea numele lui Iisus Hristos a avut multă bucurie el și a făcut multă bucurie altora. Tatăl său, fiind păgân, a murit în scurt timp și averea pe care el o avea a împărțit-o săracilor. A împărțit tuturor celor care nu aveau, a dat-o celor care erau lipsiți și fără de ajutor. Lucrul acesta oarecum l-a deranjat pe împărat, cum un tânăr care face lucrul acesta și nu îl întreabă pe împărat. Și atunci împăratul a hotărât ca să-l cheme la dânsul și să-i spună lui:
Dacă tu te-ai declarat că ești doctor iscusit atunci, să te mântuiești pe unul din cei care erau bolnavi. Și el a spus atunci, da, dar mai întâi să vină cei care se închină la zeii voștri, cei care-i aveți, și dacă vor reuși atunci, eu sunt un mincinos. Dar dacă nu vor reuși atunci, hotărâți ca toți să renunțați la închinarea la zeii și să deveniți fii și rugători ai Domnului Iisus Hristos. Atunci pe cel bolnav s-au rugat cei care erau de față acolo, dar n-au reușit să-l tămăduiască. Și atunci s-a așezat la rugăciune cu mâinile ridicate spre cer Pantelimon și a celor, Doamne, Tu cel care ascult rugăciunea tuturor păcătoșilor, ascultă și rugăciunea mea și dă tămăduirea acestuia care este cuprins de această boală cumplită spre slava Ta, spre bucuria Lui și spre răspândirea credinții cele adevărate. S-a tămăduit acest om, pentru că el era orb. Și atunci când l-a adus la bărat, a spus, Tu de când ești orb? Și el a spus, a încheltuit toată averea mea și nu am reușit ca să-mi tămăduiesc vederea chiar mai mult, am rămas chiar fără nicio vedere. Și iată că acum, prin aceste cuvinte pe care le-a rostit tânărul acesta și eu le-am rostit după el, am devenit sănătos și văd. L-a cuprins de ură pe împărat socotind că ce mulți dintre cei care vor sluji lui, auzind și văzând minunea, se vor îndepărta de la păgânătate și vor deveni creștini. Lucru care s-a și întâmplat. A adus lucrul acesta după sine multe necazuri, multe dureri, multe pedepse. I-au făcut foarte multe rele, l-au bătut, l-au tras cu călcile, l-au băgat în cuptor în care l-au ars, apoi în jar cu plumb și alte multe pedepse, să-l tragă pe roată, să îl ia și să-i lege o piatră de gât puternică și grea și să-l arunce în mare pentru ca să-l înnece. Și ei au spus, vedem, dacă Dumnezeul tău cel adevărat te va ajuta pe tine. Și se spune că piatra s-a făcut ușoară și el a plutit pe ea și a spus Pantelemon din toată inima, iată, Dumnezeul cel nevăzut de voi și văzut de mine și care îl chem în ajutor a venit și m-a salvat pe mine. Și de aici a pornit mai mare ură, mai mare mânie, ca până la urmă au socotit ca să-l ardă pe rup. Și l-au ars pe rup pe Pantelimon și au plecat de acolo. Dar trupul său a rămas neatins, de aceea creștinii l-au luat și l-au îngropat la loc binecuvântat. Și iată că astăzi, când noi îl sărbătorim pe el, sărbătorim și ce? Și amintirea minunilor făcute multe de către Sfântul Pantelimon. Sfântul Pantelimon, tradus în limba noastră, înseamnă cel mult milostiv. El a fost cu adevărat cel mult milostiv și a dat toată averea săracilor, a suferit atâtea chinuri și de aceea noi astăzi tragem o concluzie sănătoasă și serioasă. Să-L urmăm pe Sfântul Pantelimon în ce? În rugăciune. De aceea El spunea că toate lucrurile bune, sănătoase și toate vindecările pe care le-am făcut, mi le-a dat Bunul Dumnezeu pentru că am învățat de la părintele meu duhovnic, că atunci când sunt într-o situație mai grea, eu sau alții, să cer numele lui Dumnezeu în ajutor. Și așa, el a spus mereu, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și s-a rugat ca rugăciunea sa să fie ascultată și Dumnezeu să dea răspuns la ceea ce a făcut. Învățăm așadar de aici ca
să chemăm numele Lui Iisus Hristos cât mai des, în toate împrejurările vieții și mai cu seamă atunci când suntem cuprinși acum sau suntem într-o situație grea a vieții noastre, bolnavi, încurcați cu alte probleme atunci, eu, care sunt Fiul al lui Dumnezeu prin botez, cer ajutorul milostivului Dumnezeu. Dar pe lângă ajutorul milostivului Dumnezeu mai cerem și pe Sfinții Săi ca să se roage la bunul Dumnezeu pentru mine. Așadar, Sfântul Pantelemon se va ruga pentru noi toți cei ce astăzi am cinstit ziua. Toți cei ce astăzi ați venit și împreună cu noi au făcut Sfânta și Dumnezeiască liturghie și m-au rugat pe Sfântul Pantelemon de ziua sa să fie pentru noi toți un rugător înainte de Dumnezeu. El este trecut în rândul Sfinților tămăduitori de boale. De aceea, biserica aceasta a căpătat acest hram fiind legat de spitalul care este în vecinătate. Ne-am rugat pentru cei care sunt bolnavi în spital, pentru doctori și asistenți, de toți cei care ajută și îngrijesc pe cei bolnavi. Și să nu uităm, atunci când ne apasă o anumită slăbiciune sau o boală, numai chemând numele Lui Dumnezeu, vom scăpa. Învățăm din viața Sfântului Pantelemon ce răbdare. Învățăm din viața Lui să nu dăm înapoi atunci când greutățile vine asupra noastră. Și mai cu seamă când suntem puși în situația al mărturisit pe Dumnezeu. Să nu avem frică, să nu avem teamă atunci când suntem puși în situația al mărturisit. Pentru că spune Domnul într-un cuvânt, cel care mă mărturisește pe mine aici, pe pământ, înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi pe el înaintea lui Dumnezeu. Și ce bucurie mai mare este pentru noi decât aceasta a fi mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Cine mărturisește pentru noi? Mărturisește îngerul pe care îl avem de la botez. Mărturisește Sfântul pe care l-am primit de la botez. Mărturisește Sfinții sau Sfântul pe care noi l-am primit atunci când am sfințit casa noastră și am luat-o în Sfânt patron a casei noastre. Astăzi mărturisește pentru noi Sfântul Pantelemon și înaintea lui Dumnezeu se roagă spunând, Doamne, binecuvintează și ajută pe toți acei care astăzi au lăsat totul și-au venit aici sau pretutindinea ca să mă cinstească pe mine, ca să mă roage pe mine, să fiu rugător înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Și de aceea noi ne întoarcem la casele noastre rugându-L pe Sfântul Pantelemon, care este unul din Sfinții tămăduitori, așa cum este Sfântul Aralami, cum este Sfântul Nectari, cum este Sfântul Arus, cum este Sfântul Efrem cel Nou, cum este alți sfinți care au de la Dumnezeu darul acesta de a fi mijlocitori înainte lui Dumnezeu pentru boalele noastre, cele sufletești și trupești. De aceea să-i rugăm pe Sfinți și pe Domnul, Doamne, tămăduiește în boala cea sufletească pe care o am ca să mi se tămăduiască și sufletul. Și iată că observăm că bolile cele sufletești sunt cauza și bolilor celor trupești. Necredința, păcatele multe care se săvârșesc, nedragostea față de oameni, nemilostenia pe care noi o facem, nemărturisirea și neîmpărtășirea aduce după sine o boală sufletească sau orbire a sufletului nostru. Și atunci când ne rugăm Sfinților, ei au grijă să ne curețe această stare noastră, cea interioară, și totodată să ne dea și sănătate trupului. De aceea când ne rugăm, spunem, Doamne, dă-ne tot ce este de folos pentru suflet și trupul nostru.
să rugăm într-o acest ceas pe Sfântul Mare Mucenic Pantelemon, să fie rugător înainte lui Dumnezeu pentru toți ostenitori, pentru toți cei ce astăzi în acest loc s-au pretutindenea, l-au cinstit pe El și pentru toți acei care poartă acest nume de Pantelemon, care înseamnă îndelung milostiv. Fie ca să avem și noi numele acestea, să fim îndelung milostivi cu cei dragi noștri și prin aceasta să dăm slavă lui Dumnezeu. Amin.